Dragi burlădeni, dragi elevi, sunt foarte bucuroasă. Astăzi să ne aflăm aici, în acest spațiu. Iată că am revenit la demisol, pentru că aveam nevoie de mai mult spațiu la întâlnirea noastră de astăzi, având în vedere valoarea, prestigiu, importanța oaspeților noștri. Este vorba de doamna profesor universitar dr. Mihaela Paraschiv, pe care veni să o aplaudăm. De un prieten drag nouă, dar un prieten al Gârladului, domnul profesor universitar dr. Nelus Bravo, pe care vă invit să-l aplaudim. Domnia sa, evident împreună cu doamna profesoară, să spunem, cunosc Gârladul prin studenții care au ajuns pe mâinile domnilor lor. Și, prin urmare, cred că fiind la Centrul Eminescu sunt acasă, pot spune acest lucru, pentru că deja ei, domniile lor, ne cunosc. Întâlnirea noastră de astăzi are ca temă actualitatea clasicilor și va fi o discuție pe marginea filipicelor ciceroniene. Sigur că în momentul în care, să spunem, principalul vinovat de întâlnirea noastră de astăzi, domnul Cristi Ionel, a venit cu această propunere și cu această întâlnire, am dorit să știu cine este doamna Mihaela Paraschiv, pentru că vă mărturisesc, nu știa, și am căutat, cum faceți și voi, dragele, pe Google. Am dat o căutare și ce găsesc acolo? Găsesc un impresionant CV. Doamna profesoară are cărți serioase publicate, dar vreau să insist să le prezint și să spun acest lucru. Are foarte multe colaborări naționale și internaționale, are foarte multe studii publicate. Colaborările domniei sale sunt nu doar pe plan național, ci și internațional. Lucrul acesta mi-a plăcut teribil să îl constat, pentru că doamna profesoară este din categoria oamenilor de mare calitate și nu spun așa cum este trendul astăzi, merge și așa. Ei, lasă domnule, că dacă am un titlu, mă opresc aici și este suficient. Ei bine, domnia sa vine să contrazică acest lucru și vine să ne spună că întotdeauna este loc de mai bine și că în buzunarul nostru de cunoaștere trebuie să adăugăm în fiecare zi ceva în plus, să nu lăsăm timpul să se risipească. Însă eu mă opresc aici cu această introducere a mea și o invit în continuare pe doamna profesoară să ne spună, să ne împărtășească bucuria de a fi la Gârlad, dar să ne și spună de ce s-a apropiat tocmai de Cicero. Da, vă mulțumesc. Care este într-adevăr o bucurie. Am să fiu un orașul de suflet al domnului Zugravu, devenit și orașul meu de suflet, acum când am văzut-o pe fosta mea studentă dragă, care i-a adus și pe elevi și cred că i-a făcut să îndrăgostească de limba latină, de Cicero, pentru că am auzit că are un subiect pentru lucrare de gradul întâi pe tema Cicero. Eu cu Cicero am o relație de mai multă vreme, de familiaritate,
Am tradus trei tratate din trilogia filozofico-religioasă ciceroniană. Este vorba de Natura Deorum, care a primit și premiul Uniunii Scriitorilor, de Divinațiune și de Fato. Deci Cicero s-a ocupat îndeaproape de aceste fenomene. Am tradus împreună cu colegii mei de la catedră Catilinarele, le-am retradus, să spunem, într-o variantă ceva mai apropiată de limba contemporană, fără să-l trădăm pe Cicero totuși. Și pentru că la editura Universității din Iași avem o colecție Cicero, condusă de profesorul Constantin Sălăvăstru, care și-a dorit să nu iasă la pensie, spunea dumnealui, până nu apar și filipicele într-o nouă traducere. Este vorba, așa cum spuneam și în nota asupra ediției, este vorba de o retraducere a filipicelor după jumătate de secol. Prima traducere a aparținut lui Dumitru Crăciun. Este foarte bună, însă e ceva mai laxă în stilul traducerilor franțuzești, care redau ideea, dar nu neapărat litera. Și noi ne-am propus să îmbinăm cele două opțiuni și l-am avut alături în acest demers pe domnul profesor Nedu Zugravu, care este autorul unor comentarii, note și comentarii foarte detaliate, în maniera cunoscută a dumnealui. Și eu m-am bucurat că a apărut acest prim volum, cu toate problemele care sunt acum la editura Universității, poate nu numai, și foarte curând, până la sfârșitul anului, sperăm să apară și al doilea volum. În primul volum sunt cuprinse primele 6 filipice, a doua fiind foarte întinsă, ar fi ocupat prea mult spațiu să le publicăm pe toate cele 14 care s-au păstrat. Se pare, așa cum voi spune, că au fost la origine 17 filipice, dar 3 fie s-au pierdut, fie au fost distruse după ce, ținta atacurilor lui Cicero din aceste discursuri, Marcus Antonius, cunoscut poate elevilor și de la istorie și de la orele de limba latină, a încheiat cu Octavianus, viitorul principe, un tratat politic numit al doilea triumvirat și atunci, fără îndoială, s-au mai aplanat animozitățile. Victima acestei alianțe a fost, din păcate, Cicero, fiindcă, într-adevăr, cuvintele acestea din cuvântările anti-antoniene l-au ucis, i-au, deci, când s-a încheiat și în cazul primului triumvirat, dar și în cazul acestuia, se făceau concesii reciproce, se făceau liste de proscriere, nu? Antonius a făcut lista lui cu persoanele indezirabile, pe primul loc a fost Cicero, Octavianus a făcut lista lui și și-au cedat reciproc aceste persoane care îi deranjaseră în timpul vieții. Și primul pe lista lui Antonius, Octavianus, deși a fost foarte mult sprijinit de Cicero, cum vă voi spune imediat, l-a cedat lui Antonius, care și-a trimis centurionul, i-a fost tăiat capul, mâinile și a fost expuse pe rostrele. Rostra era tribuna din forum uman. Rostra înseamnă ciocuri, însemna, pentru că în spate era o coloană, columna rostrata, cu ciocurile corbilor capturate în urma unei importante bătălii și de cerță și numi rostra, rostrele, tribuna din față, unde Cicero pronunțase unul dintre discursurile anti-antoniene.
Am să vă citesc câteva gânduri, câteva însemnări despre retorica lui Cicero în aceste discursuri. Cele 14 discursuri filipice, imediat o să motivăm și titlul, au fost elaborate de Cicero între 2 septembrie 44 și 21 aprilie 43 înainte de Hristos și, cu excepția filipice a doua, au fost pronunțate, o să vă spun imediat că ea nu a fost pronunțată, a fost numai scrisă, au fost pronunțate în Senatul Roman sau în adunarea poporului împotriva consulului Marcus Antonius, constituind ceea ce Delfin Reynard numește un monument în istoria invectivei retorice. Gramaticul latin Rusinus Messius menționează încă trei filipice, posterioare datei de 21 aprilie, posibil pierdute sau distruse, cum vă spuneam, după ce relațiile dintre Octavianus și Marcus Antonius, după încheierea celui de-al doilea triumvirat, triumvirat, pentru că erau trei bărbați politici, în cazul acesta a fost Marcus Antonius, Octavianus și Lepidus. Deci, posibil distruse după ce relațiile dintre Octavianus și Marcus Antonius se îmbunătățiseră. Titlul acestor discursuri, similar celui al discursurilor pronunțate de oratorul grec Demosthenes împotriva regelui Filip al II-lea al Macedoniei, care urmărea să cucerească Grecia, numite motivat filipice, Demosthene e autorul a patru filipice, foarte virulente, ar sugera, deci titlul spuneam, ar sugera că Cicero se declară astfel un admirator al lui Demosthene și al stilului oratoric al acestuia, conform afirmației istoricului Plutar, care i-a dedicat lui Cicero o biografie. Adevărul e că Cicero s-a hotărât să-și numească astfel discursul împotriva lui Antonius în martie 43, Antecristum, toți anii sunt înainte, la sugestia lui Brutus, prietenul lui Cicero, căruia îi dedică mai multe tratate, care el însuși era un și bun vorbitor și filozof și este unul dintre cezaricizi, da? Ucigașii lui, fiul adoptiv, se crede, al lui Cezar, nu? E cel cu un căvocretu mi fiu. Da, această expresie, deci, a devenit foarte, am văzut că este o reclamă la televizor, nu? Poate ați văzut-o când Cezar se apropie de și nu știu ce îi dă, un baton de ciocolată sau ceva, nu, altceva. E pizza. E o pizza, da. La sugestia lui Brutus, el își va numi filipice discursurile, dar aceste discursuri vor circula multă vreme cu titlul inițial Antonian. Ceea ce apropie într-adevăr discursurile ciceroniene de cele demostenice este faptul că au fost pronunțate într-o situație de urgență similară. Faptul că Cicero se dorea a fi în retorica latină omologului demostene în cea greacă este indiscutabil, dar e puțin probabil că și-a stilizat filipicele după modelul celor demostenice, întrucât compunându-le într-un timp relativ scurt, în 8 luni, perioadă cu o mică pauză, perioada în care a scris tratatul de oficii, sunt 3 volume, așa, nu ar fi avut răgazul necesar să revadă și să aprofundeze discursurile lui Demostene și să imite maniera retorică a acestuia. Asta este, ar fi o motivație. Filipicele sunt ultimele discursuri ale marelui orator roman și reprezintă forma cea mai pură a crezului său republican. Al doilea discurs filipic, Filipica a doua, l-a propulsat din nou pe Cicero în poziția de lider al republicanilor, fiind reacția lui foarte dură la atacul numai puțin dur din senat al lui Marcus Antonius din 19 septembrie 44, care îl acuzase, între altele, că este responsabil de moartea, asasinarea lui Cezar. Cicero ar fi responsabil. După moartea lui Cezar, Antonius, care îi fusese coleg de consular,
acționat, de fapt, sine-colega, consul sine-colega în cazul acesta, chiar dacă la un moment dat l-a asociat pe Dolabella, fostul general lui Cicero, pentru că așa cerea legea. Nici măcar câteva ore, dacă se spune murea unul dintre consuli, nici măcar câteva ore nu trebuiau să treacă fără să fie ales un consul suspectus, nu? Înlocuitor, da, Cicero chiar îl ironiza pe un anume Vatinius, care fusese consul câteva ore, spunea minunat consulat a avut Vatinius, n-a fost nici iarnă, nici vară, nici primă toamnă în consulatul lui. Ca urmare, într-o foarte complicată strategie de a-și masca adevăratele intenții, Antonius mimează inițial aprobarea gestului cezaricizilor și chiar le acordă prin intermediul senatului o serie de onoruri și funcții prevăzute, susținea el, în testamentul lui Cezar. Dar prin felul în care îl atacă pe Cicero, figura emblematică a opoziției republicane, Antonius se contrazice și face transparente adevăratele sale gânduri, confirmate de altfel de comportarea sa ulterioară. Intuindu-i intențiile, Cicero se apără și atacă vehement, denunțând ambiguitatea argumentelor lui Antonius. Dacă cezaricizii au salvat Republica și au bine meritat de la poporul roman toată recunoștința, de ce este învinuit el Cicero de moartea lui Cezar? Dacă însă a fost un asasinat, înseamnă că el, Antonius, este vinovat de faptul că i-a aprobat și răsplătit pe asasin, deci nu este mai puțin vinovat decât aceștia, iar Cicero nu poate fi acuzat de asasinat, logica. Cicero nu se apără de acuzația de asasinat moral asupra lui Cezar, dimpotrivă, regretă că nu a participat direct și se bucură că prin această acuzație poate participa la gloria cezaricizilor considerați campionii libertății și apărătorii Republicii. Exegeții au remarcat că retorica lui Cicero în aceste discursuri este o retorică de criză, în ghilimele, motivată de graba oratorului de a obține prin intermediul lor o soluționare rapidă a situației, de a convinge senatul de necesitatea luptei împotriva lui Antonius de partea tânărului Octavianus. De aici și distorsiunea retorică a unor fapte, acea manipulare retorică a istoriei, o expresie cu un ghilimele, cum o numește exegetul Paul Martin. Da, el este de părere că numai în Filipice și chiar se întreabă de ce numai în Filipice Cicero și-a permis această distorsionare a unor realități istorice. Probabil că tot datorită acestui interes de a obține grabnic o reacție a senatului favorabil. Senatul ezita, ba să trimit o solie la Antonius, poate se răzgândește și poate senatul își recapătă autoritatea, Republica este, va fi repusă în dreptul Cicero. Era total împotriva acestei solii și a vrut prin aceste discursuri să grăbească reacția anti-antoniniană a senatului și pro-Octavian. Același Paul Martin e de părere că Cicero nu a mai avut timp să procedeze la toaletarea, până în ghilimele, unora dintre aceste discursuri, cum proceda de regulă cu discursurile sale înainte de publicare, astfel că avem ocazia să-l ascultăm, spune exegetul, vorbind pe Cicero, să sesizăm ceva din oralitatea frustă a retoricii ciceroniene, să observăm variațiile de ton sau de argumentare în funcție de auditoriu. Într-adevăr, auditoriul unora dintre aceste discursuri era senatul roman, al altora era popor. Esther, altă exegetă, Esther Martin, consideră că elocința ciceroniană din Filipice este o adevărată armă de război, spune. Arta lui Cicero se remarcă aici, deci în aceste discursuri, prin procedeul punerii în scenă. Evident, în toate cele 14 filipice, dar mai cu seamă în primele 4, compuse în anul 44 a.C., în care este cel mai aprit vituperat Marcus Antonius. Filipica a doua,
Deopotrivă, rechizitorul și pamflet, care nu a fost niciodată pronunțată, ci doar compusă, într-un interval de timp ceva mai mare, în care i-a dat lui Cicero și posibilitatea cizelăriei, și apoi pusă în circulație. Numită de poetul Juvenal Divina Filipica, este cea mai locventă dovadă a maestriei retorice ciceroniene în această privință, adică în privința punerii în scenă. Ea conține un atac înverșunat la adresa consului Antonius, motivat de rațiuni personale și politice, și realizat cu ceea ce Laurent numea l'artificieuse habileté de son argumentation. Marie José Cardos e de părere că Cicero a recurs aici la o prezentare dramatică și aranjată a evenimentelor, uzând de procedeul retoric al hipotipozei. E un cuvânt grecesc, înseamnă punerea sub ochii fie al cititorului, fie ai cititorului, fie ai ascultătorului, evenimentele ca și când s-ar petrece atunci în fața. Un exemplu de acest fel este tabloul impresionant al fostei reședințe a lui Pompei, preluată de Antonius și transformată într-un fel de tripou, un adevărat loc de pierzanie în care mișunau mulțime de bețivi, cartofori, actori de mimi și unde se făceau tot felul de tranzacții dubioase. Un reputat exeget ciceronian, Alain Michel, spunea, citesc, nu știm la urma urmei dacă reședința lui Pompei, invadată de prietenii lui Antonius, devenise un loc de orgii, dar descrierea care ni se propune este atât de bine făcută încât nu mai avem nicio îndoială. Iată, mi-am propus să vă citesc puțin din acest capitol. Nimic nu era încuiat, nimic nu era sigilat, nimic inventariat. Picnițe întregi erau dăruite celor mai ticăluși oameni. Pe unele lucruri le furau comedianții, pe altele comedianții. Casa era tixită de jucători, plină de bețivi. Se bea zile întregi și asta în mai multe locuri. La acestea se adăugau frecvent, chiar că ăsta nu-i mereu norocos, pierderi ăsta, am ținut să traduc iste, latinuiste, care poate fi tradus și acela prin ăsta, pentru că e și în român peiorativ. La acestea se adăugau frecvent chiar și comentariul lui că ăsta nu-i mereu norocos, era vorba de Antonius, pierderi la jocurile de noroc. Ai fi putut vedea în cămăruțele sclavilor paturi așternute cu guverturile de purpură ale lui Cneus Pompeius. De aceea nu vă mirați că aceste bogății au fost așa repede mistuite. O așa mare desfrânare ar fi fost în stare să înghită la repezeală nu doar patrimoniul unui singur om, oricât de considerabil cum a fost cel al lui Pompeius, ci orașe și regate. Iată, sigur că este și puțin hiperbolic. Virtuozitatea de scenograf a oratorului culminează cu versiunea detaliată a întâmplării de la sărbătoarea Lupercalilor. Pentru elevi am făcut o mică notă. Lupercalile, în latină Lupercalia, era o veche sărbătoare anuală, celebrată între 13-15 februarie, în onoarea zeului Faunus, protectorul turmelor împotriva lupilor, de unde și calificativul atribuit acestui zeu, Luperus. Era și o sărbătoare de purificare, numită de aceea și Februa, de unde și numele lunii februarie, pentru intrarea în noul an, care începea în vechimea 1 martie. Cred că au aflat și elevii că anul roman a început până în secolul al II-lea, la 1 martie, și toate sărbătorile de atunci au fost apoi transferate la 1 ianuarie. De aceea, poate plugușorul nu mai este așa de motivat la 1 ianuarie cum era la 1 martie. Sărbătoarea Lupercalii a fost perpetuată până în secolul al V-lea, fiind interzisă
în 494 de Papa Gelasius I. La această sărbătoare celebră Lupercalia, Antonius, într-o scenă tipică de servilism oriental, îngenunchind cu un gest de supliant, îi oferă lui Iulius Cezar, colegul său de consulat, diadema regală, stârnind în rândul asistenței un geamăt dureros, preschimbat apoi în entuziasm și aplauze, când Cezar refuză diadema, simbolul a ceea ce romanii detestau cel mai mult, stăpânirea regală, de care avuseseră parte cu secole în urmă strămoșii lor. Știm că Roma a fost condusă, nu, de câți regi copii, la început de cei șapte regi ai Romei, situație care s-a încheiat, că i s-a pus capăt în 509 înainte de Hristos, când ceea ce va fi Republica Romană a început a fi condusă de consuli. Când ei se spuneau pretor, înainte mergători, apoi consul, cuvânt care s-a părea că vine de la faptul că ședeau împreună consul, cam asta ar fi con și sul de la sede, o legătură bună. Da, iată aceste două capitole, 85 și 14. Da. Colegul tău de consulat ședea la rostre, înveșmântat regește. Cezar nu era înveșmântat regește, nu e sigur dacă știa ce avea de gând să ofere Antonius. Într-o togă de culoarea purpurei, pe un jilț aurit, purtând-o cu mână de lauri. Tu urci, te apropii de jilț, arăți diadema. Un geamăt se iscă tot for. De unde era diadema? Că nu o luasești de pe jos, aplecându-te, ci o adusesești de acasă. O ticăloșie premeditată și bine gândită. Tu îi puneai lui Cezar diadema spre marea jale a mulțimii, el o refuza în aplauzele mulțimii. Prin urmare, te-ai găsit doar tu, ticălosule, care ca și cum ai fi fost restauratorul regalității și ai fi vrut să-l ai ca stăpân pe cel care ți era coleg de consulat, să pui totodată la încercare ce poate suporta și îndura poporul roman. Mai mult decât atât, căutai să câștigi îndurarea lui Cezar, te aruncai rugător la picioarele lui, ce anume cerându-i să fim noi sclavi? S-o fi cerut doar pentru tine, care de copil ai trăit astfel încât să suporți orice, să slujești cu ușurință. De la noi și de la poporul roman, cu siguranță, nu aveai această împuternicire. Într-o altă scenă vivantă, de sorginte comică, Cicero îl prezintă pe Antonius în postura de curtezană, de care se îndrăgostise un tânăr de familie bună spre disperarea tatălui acestuia. La fel ca în comediile latine, sfidând interdicția tatălui de a mai călca pragul acelei case, Antonius se cățăra noaptea pe acoperiș pentru a-și întâlni iubitul. Îmi să-mi permit să vă citesc. Ai fost mai întâi, îi spune Cicero, o prostituată de rând, cu un tarif fix pentru desfrâu și nu unul mic. Dar a intervenit curând Curio, ăsta era tânărul, care te-a făcut să renunți la meseria de prostituată și ca și când ți-ar fi oferit stola, rochia de matroană, te-a instalat într-o căsnicie stabilă și serioasă. Din nou, exagerează, sigur. Nu s-a aflat vreodată un sclav tânăr cumpărat pentru desfrâu sub puterea stăpânului său, cum ai fost tu, sub cea lui Curio. De câte ori tatăl acestuia nu te-a aruncat afară din casa sa, de câte ori a pus paznici ca să nu-i mai calci pragul. Cu toate astea, tu, la adăpostul nopții, când îți dădea ghes pofta, când te îmboldea dorința de câștig, coborai pe acoperiș. Casa aia n-a putut răbda prea multă vreme aceste desfrânări. Știi, nu-i așa, că spun lucruri care îmi sunt bine cunoscute.
aceste imagini ale unui om destrăbălat, servil și nedemn, contrar rangului său și idealurilor de nobilitas și umanitas, conturează un portret deformat și parțial trucat de Cicero, care, parafrazându-l noi pe Alain Michel, nu știm cât era de veridic, dar prin arta oratorului devine extrem de rea. Exegeta Ana Orlandini e de părere că discursurile ciceroniene filipicele sunt niște piese de teatru, considerându-le un teren privilegiat pentru studiul ironiei folosite savant de orator la adresa adversarului, ținta enunțului său ironic. Recitind filipicele prin comparație cu corespondența lui Cicero din acea perioadă, putem observa numeroase inadvertențe, constând în felul în care oratorul prezintă protagoniștii de atunci ai scenei politice romane. Această prezentare pare să corespundă sentimentelor lui reale față de aceștia, fiind, iată, cea din filipice, fiind mai degrabă impusă de anumite rațiuni, să zicem, politice și retorice, de ce? În corespondență, Cicero nu se arată prea entuziasmat de tânărul Octavianus, nepotul de sora lui Cezar. Astfel că elogierea acestuia din a treia și a patra filipică apare nu atât ca un sincer omaj adus calităților tânărului, cât ca un instrument retoric destinat să convingă senatul și poporul roman că moștenitorul lui Cezar, Octavianus, prin inițiativele sale, dorește restaurarea Republicii și a puterii senatoriale și de aceea trebuie sprijinit fără întârziere în lupta împotriva uzurpatorului Antonius. De asemenea, în scrisorile către prietenul său, Atticus, judecata lui Cicero la adresa lui Antonius este mult mai puțin severă decât în filipice. Îl critică în privința comportamentului politic, dar rar se referă la defectele lui umane, cum o face în filipice. Lectura filipicelor ne permite așadar să observăm maniera în care oratorul servește retorica politicii, recurgând la opțiuni strategice, relatarea sau interpretarea evenimentelor și utilizând elogiu sau invectiva cu scopul unic de a vedea restaurată Republica pe care asasinarea lui Cezar la idele lui martie, 15 martie 44, nu a reușit să o repună în drept. Gloria de care s-au bucurat filipicele ciceroniene în imediata sau mai depărtată lor posteritate este confirmată și de reproșul pe care îl face lui Cicero, autorul creștin Lactantius, sigur din perspectiva morale creștine. Citez în încheiere. A trebuit să disprețuiești moartea ca un filozof, dar ea era mai minunat să fi murit din pricina unor vorbe bune, nu a unor insulte. Și filipicele nu ți-au putut oferi mai multă glorie decât faptul că ai tămăduit o greșeală a neamului omenesc și că prin argumentația ta ai readus la sănătoșire spiritele oamenilor. Vă mulțumesc și îl las pe domnul profesor Zugravu să vă spună câte. Da, doamna profesor a început intervenția dumnei sale vorbind despre legătura pe care o are cu Cicero veche și eu am o legătură foarte veche cu Cicero, de aceea am și dorit să vin la Burlat ca să facem într-un fel lansarea acestui volum. Aici am citit prima dată pe Cicero, elev la liceul pedagogic în Burlat, în anul al doilea, când făceam Eminescu și făceam scrisoarea 3, că așa trebuie spus, 3, nu a 3-a, pentru că dirigintele nostru, marele profesor de limba română, Stamatin, spunea Eminescu este un geniu și își poate permite să spună scrisoarea 3 și nu scrisoarea 3, așa cum își poate permite să spună cobor în jos cu cea vorbând, pentru că este un geniu, da? El poate să facă asemenea erori gramaticale. Atunci, profesorul Stamatin, care era diriginte, vă spuneam, ne-a dat să facem o compunere, noi fiind viitori învățători, o compunere despre un subiect pe care noi l-am
rosti, l-am vorbit, l-am discutat cu părinții, la o ședință cu părinții, viitorii părinții ai copiilor de la clasele la care noi eram învățători. Și venind în clasă, ne-a adus un volum de Cicero, verde, așa, din colecția Minerva sau care era, l-am și acum, adică l-am și aminte, așa acum, în care era și, erau și clipicele, era a doua, nu erau integrale, desigur, și alte discuții ale lui Cicero. Și am fost fermecat de Cicero, de, mai ales de clipica a doua. Ei, nu știu ce compunere am făcut acolo, dacă am folosit procedee retorice, că asta era ideea, să învățăm să ținem un discurs. Da? Și să folosim procedee retorice. Și apoi m-am întâlnit cu Cicero, l-am citit mai rar, până când am ajuns la facultate, l-am mai citit în timpul liceului la niște activități, nu mai doresc să ne amintesc, pentru că mi-aduc aminte de o persoană pe care nu am la inimă deloc. Și apoi la facultate, desigur, ocupându-mă de istoria antică, desigur că ar trebui să le citesc pe Cicero. Ceea ce vreau să vă spun eu, e un pic în contradicție cu ceea ce a spus doamna profesoară. Haideți să-l privim pe Cicero un pic mai rece și să privim situația un pic mai rece și să vedem ce, prin ce anume este actual gândirea lui politică sau, în fine, prin ce sunt actuale ideile lui politice, dincolo de retorică. Să lăsăm retorica deoparte, nu foarte mult, și să privim pe Cicero ca un politic în contextul epocii lui. Să-l privim și pe Antonius în contextul epocii lui și pe Octavianus în contextul epocii lui. Pentru că filiticile sunt expresia, mi-am explicat doamna profesoară, sunt expresia eșecului unui om politic, aflat la sfârșitul vieții. Sunt dovada eșecului unui gândiri și acțiuni politice. Pe de altă parte, este, cum spunea și doamna profesoară, sunt un exemplu a felului în care în politică se poate trece de la statutul de amicus. El spune la un moment dat că mi este chiar în prima filipică. Antonius îmi este prieten. Amiciția era una dintre valorile fundamentale care reglementau raporturile dintre oamenii politici romani, împreună cu bona fide, cu bona credință. Amiciția însemna similitudinea și raporturile personale, dar sigur apropiate, bazate pe similitudinea în gândirea politică, în ideile politice. Deci filipicile sunt un exemplu de trecere de la statutul de prieten la statutul de adversarius, de inimicus, și apoi hostis, dușman al statului, dușman al Republicii. Sunt o expresie a felului în care a evoluat Cicero în raport cu Antonius. Cine este vinovat de toată această situație? Să o luăm de la început ca să înțelegem. Senatul s-a întrunit în data de 1 septembrie 44, deci mult după moartea lui, asasinarea lui Cezar. Câteva luni. Și în acea ședință, Antonius dorea să propună să se celebreze în cinstea lui Cezar mort. Supplicationes, un fel de gest, un fel de acțiune de natură religioasă, ca să spunem așa. Erau niște ceremonii de mulțumire care se aduceau de obicei zeilor în contexte, în urma unor victorii, în urma unor acțiuni deosebite. Cicero n-a participat la ședință. Abia se întorsese. De ce n-a participat? Cicero era un laș. Cicero era un laș. Mulți istorici l-au catalogat astfel. Nu a avut curajul să vină și să spună, spuneți Filipica a doua, că nu e de acord să acorde suplicații unui mort, spune el. Cum să acord suplicații unui mort? Suplicațiile se acordă numai zeilor. Cum să amestec sărbătorile religioase parentalia cu suplicațiile?
dar n-a avut curajul să o spună acolo, în Senat. A mai avut gesturi în viața lui de asemenea lașitate. Cezar era un om clement și după războiul împotriva lui Pompeius, unii dintre adversarii lui au rămas în exil. Dar pe cei mai mulți i-a iertat. Pe unul dintre ei nu le iertase, Marcellus, fratele unuia pe care chema tot Marcellus. Se înțelege. Și la un moment dat, fratele acestuia, în for, cade în genunchiul fața lui Cezar și spune, știam ce spuse în latină, dar nu mai contează acum, ai milă, Cezar, acordă indulgenție fratelui meu. Și Cezar imediat îi spune să vină din exil, că era un om foarte clement, asta i-a dus și moarte. Și Cicero, pe loc, fără să o ceară nimeni, rostește un discurs, Pro Marcello se cheamă, deci nimeni nu i-a cerut să spună așa și nici nu era gândit, prin care îl face pe Cezar iubitor, dacă puteți să ne spuneți așa. Îl laudă, ridică în slăb, cum am spune. Nu-i ceruse nimeni lucrul ăsta. El însuși beneficiază de clemența lui Cezar. Deci avea o atitudine de acest gen. Antonius a fost enervat, ca să spunem, de absența lui Cicero. Tu, un om politic cu atâta prestigiu în rândurile grupului conservator al Senatului, tu care ai scris tratate politice, tu care spui că ai fost salvatorul Republicii, lucru care i-a adus critică, nu prin Catilinare, o să revenim acum și în anul 63, când a fost consul, a rostit acest discurs împotriva lui Catilina, care voia să răstoarne Republica. Tu care ai spus și se lăuda cu timpul că eu am fost conservator, nu? Salvator al statului, tot timpul a scris și un poem pentru așa ceva, deci era și lăudăros, să-i spun și Plutarh, îi plăcea să fie lăudat. Așa. Deci tu care te-ai comportat, care ești un asemenea un politic, de ce lipsești într-un moment ca acesta? Asta gândesc eu. Nu? Când trebuie să luăm o hotărâre de acest, nu? Senatul trebuia să o hotărâre de acest gen, nu? Foarte importantă. Să acordăm suplicații lui Cezar. Și atunci, sigur, Antonius a rostit acest discurs, căruia Cicero apoi i-a răspuns în Filipica I. Să ne revenim la personaj. Antonius era un militar. Era un militar. Nu era un om, iată, ajunge la prima idee, contemporaneitatea. Cu cine te măsori în politică? Cu cine trebuie, de cine trebuie să te iei, iertați-mi expresia mai puțin academică, și la ce nivel trebuie să aduci discursul. Antonius era un militar, nu era un militar, nu era un om cult, el trăise toată viața pe front. Cicero era un om cult, spunea, eu am scris tratate pentru educația tineretului, era filozofat, tradus în limba latină, limbajul filosofic grecesc. Și răspunde în Filipica a doua în termenii despre care va vorbi doamna profesoară foarte frumos. În termeni care depășesc simpla polemică, invectiva, este vorba de atacul la persoană. Un discurs care este aproape scabros. Ați văzut, v-a citit fragmentul. Sigur, practica politică latină permitea lucrul acesta. Dar nu poți tu, ca un politic de asemenea nivel, să te cobori la nivelul unui om care ți este clar inferior și despre care spui că este inferior, că este incult, că nu are, spune el, maniere, inhumanitas. Citește scrisoarea lui Cicero în public. Spune el, cine Dumnezeu citește o scrisoare a unui prieten în public? Nu înseamnă că ești lipsit de maniere. Acolo sunt multe lucruri care nu se pot se spun numai în scrisori, nu se pot spune public. Deci, Antonius era un om de această calitate. Nu poți să te cobori la nivelul lui. Deci e important ca Antonius spune Cicero, nu e Cezar, el îl recunoaște. Păi Cezar era un om cult. A scris un de Bello Calico, era unul dintre cei mai buni oratori, spune el. El a avut geniu, tu nu ai. Memorie, cultură, dăruire, chipzuință, zel, a săvârșit în război fapte, unele nefaste republicii, totuși mărețe. Eu te pot compara cu el doar în privința ambiției de a domni, cum a spus doamna profesor, dominând incubilitate. În celelalte privințe, însă nu ești nici de cum de comparat.
Deci cu Cezar se puteau compara. De fapt s-au și comparat. A scris un tratat Cato și Cezar i-a răspuns anti-Cato. Deci cu... în politică trebuie să știi cu cine te măsori. Pe limbajul mai simplu, dacă te măsori cu prostul, devii tu însuși la nivelul lui. Da? E foarte important. Mai aveți grijă, copiii, care veți fi următorii oameni politici. Da? Deci e vorba de limbaj. Limbajul trebuie să aibă o anumită decență și ca un politic. Deci, nu? Cu cine dialoghezi în politică? Cu cine te însoțești în politică? E foarte important. Al doilea element. Sigur, ca om politic trebuie să ai consecvența ideilor. Să ai idei pe care să le urmărești dacă faci parte dintr-un partid, dacă împărtășești o anumită ideologie, dacă sprijini o anumită doctrină, etc. Cicero, sigur, cum a spus și doamna profesoară, a fost un apărător al Republicii indiscutabil. Indiscutabil. Un adept al valorilor republicane, al tradițiilor republicane. Problema este următoarea. Trebuie să înțelegi contextul. Și în funcție de context, dacă nu să modifici, să adaptezi ideile. Republica din vremea lui Cicero, din anul 44, nu mai era cea din vremea lui 63, când el a fost consul. Oamenii se schimbaseră. El se plânge ordinul cavalerilor și plebea, spune el, este clienți, sunt clienții lui Lucius Antonus, fratele lui Marcus Antonus, care este la fel ca și el, un bădălan, un incult, un borfaș, un tot ce vreți, un smintit, un bădălan, un nepoliticos, e un om alcătuit în întregime din mici. Și se mie, cum puteți să fiți clienții lui și el patronul vostru? Păi se schimbați. Pe când în 63, cavalerii toți au fost ordinul cavalerilor. Știți că erau trei ordini la Roma. Ordinul senatorial, ordinul Egvestus sau al cavalerilor și plebea. În vremea lui, toți au fost de partea lui. Împotriva lui Caterina. Mulțimea, plebea, a fost de partea lui. Trecuseră 20 de ani, se schimbaseră. Republica se lățise. Cavalerii făceau acum activități bancare, activități comerciale în Orient. Lumea se schimbase. De aceea grupurile din Senat erau diverse, nici Senatul nu l-a sprijinit. De asta voiau să trimită o delegație la Antonus. Nu toți erau de acord cu măsurile dure propuse de Cicero. Deci în politică este foarte important să-ți adaptezi ideile. În politică trebuie să dai dovadă de versatilitate. Nu pot să mai susții astăzi Ungaria mare cu Transilvania și da, așa o dată. E o miopie politică. Versatilitatea nu înseamnă, e un lucru pe care stoicii îl teoretizează, dacă vreți să te adaptezi condițiilor. Eucaeria. Altfel dai dovadă de rigiditate. Un om rigid nu are ce căuta în politică. Un om trebuie, și aici ajungem la un alt aspect, trebuie să dea dovadă de spirit de prevedere, providenția sau prudenția, cum spune chiar Cicero, că tu n-ai fost prevăzător. E calitatea fundamentală a unui om politic, capacitatea de a prevedea rezultatul măsurilor toare, nu de la genunchiul broaște, ci cele pe lungă durată. Prudenția, capacitatea de a prevedea, capacitatea de a ști ce se poate întâmpla, capacitatea de a domina situațiile. Grecii aveau un zeu foarte interesant, Zeus Mekioelis, așa se pronunță, adică zeul întregime mec, să vă spun o dată pentru corect, care era prudența în persoană. Ce înseamnă? Era o legendă. Era o zeiță mecis care, în fine, se putea transforma în orice. Zeus era după momentul când l-a doborât pe tatăl său și ajunsese stăpânul Olimpului și al lumii. Și această zeiță mecis se putea transforma în orice.
și îl cam necălgea pe Zeus. Și atunci voia într-un fel sau altul să scape de ea. Dar transformându-se în orice, dovedea că este o persoană, că este o zeiță, asta este ideea, era tocmai zeița aceasta a previziunii, a capacității de a vedea, de a anticipa. Și a spus, se poți transforma în leu? Da. Te poți transforma în nu știu ce? Da. Te poți transforma într-un picur de ploaie? Da. Zeus a înghițit imediat acel picur de ploaie. El a devenit el Zeus Metis. Acesta este să fie un politic. Prudența prin excelență. Metis era în mintea lui. Capacitatea de a prevedea, capacitatea de a anticipa lucrurile. Și ajungem aici la un alt aspect. Relația cu Octavian, despre care vorbim și doamna profesor. Pentru că la un moment dat, nedând dovadă de așa ceva, fiind rigid în idei, neadaptându-te, dai dovadă de miopie la politic. Cum a fost în cazul lui Octavian. Octavianus, deși era mai tânăr, l-a jucat pe degete pe Cicero. Eu sigur că și am citit scrisorile și am făcut și în comentarii diferența dintre ce spune Cicero, că nu prea are, nu e încântat de cultura lui, deși are inteligența, are, așa că urmărește chiar să schimbe ordinea politică și așa. Dar Octavianus, care era un personaj deștept, l-a flatat, mai ales pe Cicero, care era în vârstă, și îl numea Pater. Și spunea, tu ai să salvezi Republica a doua oară, mai să fac în 63, dacă mă sprijin pe mine. L-a jucat pe degete. Voi fi cel care voi asculta și Cicero să n-am. Eu sunt auctor. Sunt cel care l-am promovat, cel care sunt la originea acestei acțiuni a lui Octavianus. Când lucrurile s-au schimbat, m-a spus doamna profesor, l-a părăsit fără nicio problemă. Asta înseamnă să fii un om politic mobil în gândire. Pentru Cicero a fost o dovadă a miopiei, o dovadă a incapacității de a citi, să spunem așa, personajul din fața lui Octavian. Și la fel s-a întâmplat și cu Lepidus, care va fi cel de-al treilea membru al triumviratului. Și pe el l-a lăudat, și că a încheiat pace cu fiul lui Pompeius, nu știu ce. Și acest s-a trecut de partea triumvirilor și apoi l-a declarat dușman public senatul și Cicero a atunat și a fulgerat în partea lui. În alte filipice o să vedem. Așa. Deci nu a anticipat lucrurile. S-a lăsat purtat de sentimente. În politică, sentimentalismul nu are ce căuta. În politică, decizia trebuie luată rece, nu este rodul unei pasiuni de moment. Nu este rodul unei influențe venite, cum spune Cicero, din partea gloatei de nelegiuiți, concursus impiorum, sau a liderilor care sunt ipocriți și populiști. Nu pot să... Nu este în practica constituțională britanică să face referendum. Și uitați unde s-a ajuns. Referendum, când e o măsură de acest gen, trebuie să gândești toate consecințele, pe toate planurile. Numai oameni responsabili, pregătiți, economiști, pot să iau astea. Oameni politici sfătuiți, de personal pregătit poate să ia, pot să ia asemenea decizii. Deci nu rodul populismul. Acesta a fost la populism. Nu are ce căuta în politică. Adică are ce căuta în politică, dar dacă iei măsuri în virtutea populismului, ajungi la blocaje. Ajungi la abuzuri. O putere politică care este populistă demonstrează la ce nivel de degradare a adus acțiunea politică. De asemenea, dovedește până unde pot merge abuzurile. Antoniu, sigur, când a văzut că lucrurile merg spre favoarea lui, a început să ia măsuri, cum a spus doamna profesor. Legi care îl favorizau, chema din exil pe cei care erau prieteni, a schimbat decurile de judecători cu militari care fuseseră dintre subordonații lui, a luat măsuri de a scuti de impozite orașe care erau favorabile și așa mai departe. Deci, abuzuri. Pot aduce abuzuri.
Legile nu se modifică în funcție de interese. Nu trebuie să modificăm o lege, spuneam, legea lui Cezar, spunea Cicero. Trebuie să le păstrăm așa chiar dacă unele sunt greșite. Pentru că au fost adoptate de autoritatea statului, care era senatul. Ajungem aici o altă problemă. Autoritatea instituțiilor statului. El tot timpul spune că autoritatea senatului, autoritatea senatului. El este organul politic suprem al Republicii. Trebuie respectată autoritatea asta, pentru că a fost, legile au fost date, nu trebuie schimbate în funcție de interese. Atunci s-a început să le schimbe și legea agrară, și legea judiciară, și legea de pedepsire pentru crime de maestate și așa mai departe. Legile trebuie respectate. Legea trebuie să fie aceeași pentru toți. Legea constituie elementul de coeziune solidă al unei comunități de cetățeni. Iar puterea legii este aceeași pentru toți. Tocmai de aceea spune el, statul este un sistem de legi al cetățenilor. De aceea Antonus era hostis, ajunsese să fie dușman. Pentru că nu respecta legea. E foarte interesant. Nu intrăm acum în detalii, că nu suntem la curs de... Cicero nu a tratat niciodată războiul civil în tratatele lui filosofice, tratatele lui politice, a tratat războiul bellum iustum, războiul drept împotriva dușmanilor, dar nu războiul civil. Pentru că pentru el era o absurditate ca cineva dintre cetățeni să declanșeze un război împotriva cetățenilor. Pentru că trebuia respectat. Asta diferențiază cetățenii de barbari. Legea, sistemul de legi, spațiul organizat, lumea care aparții și te supui unor norme. El spune, tu nu ai casă. Păi existența casei presupune anumite norme. Tu duci un război împotriva nelegiuit, împotriva templelor. Existența templelor presupune și norme religioase. Împotriva statului. De aceea el era dușman. Era dușman străin. Deci străin, că asta înseamnă și hostis, și străin, nu? Și dușman, deci cineva din exterior. El nu era, de data oară, din inhumanitas. El nu era om, era barbar. Da? Deci, respectarea legilor care pot duce la gust și care... Vă dă o idee încă mai și apoi am să răbăla. Conduita omului politic. O demnitate publică este o servitute, nu este un privilegiu. Omul politic trebuie să fie un etalon al responsabilității civice, un model de moralitate, un exemplu de demnitate. Pentru că omul politic reprezintă persoana abstractă a statului, pe care nu ai voie să o cobori la nivelul unor simple raporturi dintre indivizi. Un președinte de republică nu poate dansa cu o chelneriță. Nu pentru, am mai dat acest exemplu și altă dată poate, nu pentru că a fi chelneriță este înjositor sau pentru că a munci cu o chelneriță, ca chelneriță este înjositor sau pentru că nu mai știu ce, ci pentru că tu reprezinti, tu trebuie să dai dovadă de o anumită demnitate. Nu dansezi cu oricine, nu dansezi cu nimeni ca președinte. Tu reprezinti statul care este etern, persoana abstractă a statului, Cicero spune, care este etern. Acum câțiva ani, vă dau un alt exemplu, a s-a dat o știre la televiziune. Regina Angliei a fost invitată la o fabrică de bere. Și acolo i s-a oferit o sticlă special făcută pentru ea, în care să bea. Și regina a refuzat. Și cranicii noștri de televiziune, mulți dintre ei de o cultură excepțională, au privit gestul cu foarte multă răutare. A gustat din plenă, nu știu ce fel. O regină niciodată nu bea bere în public. O regină bea întotdeauna de la o recepție oficială, dintr-un pahar de cristal sau din cea mai bună sticlă. Pentru că este regină. A făcut cum trebuie. Așa trebuia să se comporte. A știut să fie regină. Nu bea bere, regina. Nu poți să bei bere. Trebuie să te comporți conform rangului. Și aici ajungem la o expresie foarte importantă și vă rog să o rețineți
mai ales cei mai tineri. Gradus dignitatis, e ușor de exemplu, folosită de Cicero. O ierarhie a demnităților, o ierarhie a funcțiilor. O demnitate a funcției. Oare de aceea ne-a ales consul poporul roman pentru că instalați pe cea mai înaltă treaptă a demnității să considerăm statul un lucru de nimic? Există o demnitate a funcției. Ești egal cu toți ceilalți în fața legii. Egalitatea este aceea, spune pentru toți. Egal cu ceilalți prin libertate. Dar mai presus de ei prin demnitate, spune Cicero. Ca un politic trebuie să știi și să vorbești. Să știi să convingi. Nu trebuie să fii savant. Savanții adeseori au dat greș în politică. Uitați-vă la Nicolae Iorga, istoricul meu, nu? Cioce Călescu spunea despre el că știa politică precum unul de stradă. Așa era de profund în politică. Să spunem că în orgoliu am zis că e prim-ministru și trebuie să știi să te adresezi, trebuie să știi să convingi, să fii persuasiv, să nu vorbești foarte elevat, să te adaptezi la mediu. Într-un fel vorbești unor oameni de la țară, într-un fel vorbești unor intelectuali. Da? Și dacă e posibil să nu spui bani verme, să nu spui lucruri pentru care poți fi ridiculizat. Pornim de la Antonius. Într-un edict al lui a folosit niște expresii care erau ale unui om mai puțin cult, cum spuneam, și Cicero îl ironizează și îi spune ce nu spui cu termenul acesta, cuvântul acesta? Concluzia lui. Și cu asta închei și eu la acest capitol. Oare n-ar fi preferabil să fii mut decât să spui ceea ce nimeni n-ar înțelege? Decât să spui ceea ce este condamnabil? Oare n-ar fi preferabil să fii mut decât să spui eu ca și guvern, decât să spui să condamnăm Holocaustul, decât să spui, cum spunea recent o doamnă din politica noastră, îmi cer scuze că nu facem aici politică, dar ca să vedeți ce inteligență că la ea ideea este o pregătire superioară. Ceea ce trebuie să facem noi acum este să ne întrebăm ce trebuie să facem. Foarte frumos. Trebuie să știi să vorbești. Ca un politic. Și în sfârșit, lucrul care închei, atitudinea față de omul politic. Electoratul, ca să folosim termenul de astăzi, care așa atunci electorat, că votau centurile, nu trebuie să se lase înșelat de dulcegării manipulatoare, am spus eu. Spune Cicero despre Cezar. Ademenise mulțimea neștiutoare prin jocuri, monumente, distribuire de alimente, ospețe publice, pe ai săi înrobise prin recompense, pe adversari prin aparența clemenței. Mulțimea nu trebuie să fie amorfă, nu trebuie să se lase păcălită de așa ceva, trebuie să-și exercite dreptul politic, de a sancționa pe omul politic. Și romanii, din acest punct de vedere, erau oameni politici. Era un popor politic. Citi Tacitus spune, nimic nu este mai important pentru romanii de politica. Pentru un bărbat, că atunci făceau politică mai bărbați, pentru un bărbat roman cel mai important lucru era când se trezea să plece din casă, să ducă în forță, să discute politică. Trebuie sancționați oamenii politici. Trebuie judecați pentru ceea ce fac. Cunoașteți bine obrăsticia lui Antonius. Îi cunoașteți prietenii. Îi cunoașteți întreaga casă. Culmea nenorocirii, îmbinată cu cea a dezonoarei, e să slujești unor desfrânați, unor dezmățați, unor nelegiuiți, unor nerușinați, unor cartofori, unor bețivi. Nimic nu e mai detestabil ca dezonoarea. Ar mai fi o problemă, dar aceasta este, doar vă amintesc, apropo de uciderea lui Cezar.
dacă în politică este permis tiranicidul, dacă la o activitate, la o acțiune violentă, răspuns tot cu violență. Sunt lucrări publicate în acest sens. Ați fost martori cu unii dintre cei din sală și la uciderea lui Ceaușescu, și la uciderea lui Gaddafi, și la uciderea lui Arafat, cum îl cheamă la nume contează, al Irakului și așa mai Hussein. Tiranicidul este o acțiune politică. Moral, politic, este justificat. Răspunzi la o violență cu o violență. Asta este o problemă care nu o putem discuta și care, cum am spus, este în discuțiile, în doctriile, în ideologia contemporană, este foarte, foarte dezbătută. Cu alte cuvinte, ca să închei, filipicele lui Cicero ne cuceresc prin farmecul lor, prin discursul excepțional, prin imaginile pe care ni le creează, prin farmecul expresiilor al limbii, etc. Dar judecate la rece, ele sunt nu numai cum v-am spus câteva dintre idei, un izvor nesecat de învățăminte, dar ne dau și ceva din, ne redau ceva din atmosfera epocii. Ca să înțelegem o epocă istorică, și mă adresez iarăși colegilor mai tineri care poate vor fi, repet, oamenii politici, ei trebuie să citească istorie oamenii politici. Să înțeleagă personalitățile. E foarte frumos, nu trebuie să citești tratate de istorie, trebuie să citești așa ceva, discursuri, memorii, scrisori, care te apropie de epocă, te apropie de personaj, de actorii perioadelor istorice. Vă mulțumesc! Eu trebuie să vă mulțumesc că am prilejul să spun două vorbe astăzi, în fața dumneavoastră și a dumneavoastră. Mă bucur întâi și întâi, stimați oaspeți, că sunt atâția elevi aici, prilej cu care mă gândesc la vremea când eram eu elev. E așa de demult încât am și uitat și noțiunea de elev. Și pentru că vorbim despre Cicero, îmi aduc aminte că în ultima clasă la școala normală Vasile Lupu din Iași, pe care eu am absolvit-o, la bază învățător fiind eu, profesorul meu de istorie, venerabilul Ion Ierache, fiei memoria sfântă, avea un fel de obicei de a ne aminti mereu câteva vorbe spuse de un senator roman de pe vremuri, al cărui nume ne l-a și spus odată și apoi l-a repetat, el se numea Cicero. Asta înseamnă că de pe vremea aceea am auzit eu despre Cicero și vorbele pe care mi le spunea nouă domnul Ienache erau acestea. Civitas Romanus Sum. Am rămas cu gura căscată pentru că nu știam latinește. Făceam limba rusă la vremea aceea și nu limba latină. Dar ne-a tradus domnul profesor, sunt cetățean al Romei, înseamnă, sunt cetățean al Romei. O să mai auziți expresia mai acuși. Am vrut să-mi aduc aminte acest moment, înainte de a intra în esența ceea ce am intenționat să spun. Scupii mei, două
observațiuni ale mele m-au făcut să mă simt bine în acest conclav. Una, rigoarea gândită a doamnei profesoare Paraschiv și doi, oralitatea simpatică, foarte simpatică a domnului profesor Nelu Zugravo. E de reținut aceste două observațiuni. Apoi, trebuie să-mi aduc aminte neapărat că astăzi e 31 martie. Dacă ar fi trăit, unul din poeții noștri venerați, Nichita Stănescu, ar fi împlinit astăzi 86 de ani. E mai mare cu 2 ani decât mine. De ce l-am amintit neapărat pe Nichita Stănescu apropo de ziua de 31 martie? Pentru că, într-o mică monografie a criticului literar Alex Stepenescu despre Nichita Stănescu, într-un fel de final, criticul Stepenescu spune cam așa: Nichita Stănescu are în România mai mulți admiratori decât cititori. Foarte adevărată observație, pentru că numele lui Nichita Stănescu era atât de cunoscut și legendele despre el atât de repede circulau și erau așa de multe, încât nu era nevoie aproape să-i citești opera. Mi se pare că un soi de paralelă în această direcție e bine să o fac eu. Același lucru este valabil pentru Cicero. Cicero este un nume atât de cunoscut, încât putem constata noi acum că este atât de puțin citit. Și cu atât mai puțin citat decât în momente de acestea. Auziți, am avut o surpriză, nu vă iertați mă. Vă rog frumos, domnule. Apropo de cunoaștere. Era o librărie în Iași care se numea Alexandria. Alexandria, s-a desfințat. Și m-am dus să cumpăr un volum de Cicero, nu mai știu ce apăruse. Și era un băiat acolo care gestiona bine. Și spun, doresc să cumpăr Cicero, nu știu ce. Și spune, cum se cheamă autor? Cicero, n-ai auzit de Cicero? Scrie acolo Cicero, m-am ce enervat. Deci era, nu toți îl cunosc pe Cicero, asta vreau să spun. Da, sunt și descui din cult, da. Vreau să fiu răutăcios și să vă dau replica. Da. Cel care nu știa cine e Cicero, lucra într-o librărie. Și ca să nu vă țin eu mult prea mult, și ca să iau de pe suflet absolut tot ceea ce mă apasă pe mine, am scris o scrisoare. O scrisoare pe care vreau să vă citesc și dumneavoastră acum. Și scrisoarea se întinde în genul petal ca de Cicero. E aici. Și fără niciun fel de comentariu, stimată doamnă și stimate domn, și stimată doamnă, inspector general, o să vă citesc bârlat, 31 martie 2019. Stimați prieteni universitari, doamna Mihaela Paraschiv, domnul Nelu Zugravo. Astă noapte, după încercarea de manipulare a timpului, prin manevrarea unor ornice cu funcționare relativă, m-am întrebat retoric, mai ales pentru cei cu mirarea niciodată satisfăcută, ce căutați dumneavoastră la Bârlad, braț la braț chiar, cu Marcus Tullius Cicero? N-avea rost să-mi răspund, fiindcă au trecut milenii de când antichitatea bicefală ne trimite mesaje peste mesaje, iar noi le punem la păstrare într-un scrin safiriu
pentru o posteritate care întârzie mereu să strige numele, profesând aceeași grijă a viitorului. Dumneavoastră, un filolog și un istoric, și nu întâmplător, am scris titlurile dumneavoastră profesionale cu litere mari, majuscule, adică, legați pentru o pasiune onorantă, sunteți solii acelorași antichități greacă și latină, transmițându-le precepte, mai cu seamă morale, la fel cum predecesorii au făcut în totdeauna cu asupra de măsură. Ce ne transmite Cicero? Mai întâi să încercăm a ne da seama de distanța enormă dintre sentimentul de dignitate despre care vorbeați, sentimentul de demnitate din sintagma rostită civis romanus sum, adică sunt cetățean al Romei, și o aceeași strigare de azi, vai, mi-e rușine că sunt român. Ce ne mai transmite? Îndemnul renunțării la violență, de care ați amintit. Cedant arma toge. Adică armele cedează în fața togei. Apoi căutarea și descoperirea prieteniei, fiindcă prietenul este un alter ego, sau ar trebui să fie. Nu există proverb astăzi să nu te ducă cu gândul, dacă ai gând, la Cicero. Strădaniile terminate sunt plăcute, sau cum spunea el, iucunde acti labores. Din ce pricină? Iată. Cum vei semăna, așa vei culege, spune Cicero în limba lui. Ut sementem feceris ita metes. Sau cum ar fi zis și Ovidiu. Ovidiu, pe care eu mă încăpățânesc să-l socotesc și astăzi primul poet al literaturii române, spunea finis coronat opus. Cam asta ar însemna, dragi prieteni universitari. Putea fi foarte lungă scrisoarea mea. Nu din lipsă de timp sau de idei am scurtat-o. Important însă este să mă înțelegeți dumneavoastră și dumneavoastră. Dar o întrebare, tot trebuie să o rostuiesc după încheiere. De ce? De ce? Nu răspund, nu aștept neapărat un răspuns, dar sfârșesc mirându-mă odată cu Cicero. O tempora, o mores. Asta e din Catilinare. Și chiar pun punct. Quosque tandem abutere. Doamnă Paraschiv și domnule Sperantia. Pentru că ați venit la Bârlad, vă îmbrățișează și vă respectă Gruia Novacă.